Eu sunt Vlad de pe tot.ro. Vreau să prezentăm o mașină de la Elite, mai exact Elite Revo V3. Este o mașină micuță, robustă, se aseamănă cu o mașină foarte, foarte cunoscută, mai exact cu Sol Nova de la Shein, care o scos-o. Cu toții știți că cei de la Elite tot timpul copiază un fel așa, copiază unele mașini, cum ar veni Injecta, știți că l-au copiat un pic, cum ar veni Thunder-ul, a copiat un pic, acum văd că s-au inspirat, nu că au copiat, s-au inspirat după Sol Nova. Cu toate astea, este o mașină foarte, foarte bunicică, specificațiile ei sunt extrem de bune. Deci așa, avem o cutiuță, după cutiuță dați seama cu ce ar semăna. Avem aici cardul lor de garanție. Înăuntru avem niște elastice, gume și un imbus. Și aceasta este mașina. Este asemănătoare unei mașini care o știm cu toții, Shein Sol Nova. Cred că au aceeași dimensiune. Dimensiune de 33 pe 9 cm 40. Deci 3,3 cm pe 9 cm 40. Are un motor brushless de la Fallhaber, deci este un motor ca la Cheyenne, deoarece are motorul brushless, cu toții știți brushless-ul este un motor foarte, foarte bun, da? De aceea are un zgomot foarte redus, performanță stabilă și durată de viață foarte, foarte lungă. Motorul este extrem de puternic, dar rulează foarte, foarte, foarte soft. Șurubul motorului poate fi schimbat cu ușurință. Tensiunea de operare este de la 5V la 12,6V, vine cu un conector RCA, stroke-ul este de 3,5. De aici desfacem mânerul, putem să reglăm și stroke. Și aici, să vedeți exact motorul. Este e un motor de la Fallhaber, ei spun că este Fallhaber simpluț. Deci este un sistem foarte, foarte simpluț făcut aia. Se demontează foarte ușor dacă vreți să o dezinfectați, să o spălați. Cei de la Elite au făcut foarte mari îmbunătățiri la Revo V3. Greutatea este foarte, foarte bună, are un echilibru perfect cu centrul de greutate în față. Acum este micuță și robustă. Aceasta ar fi mașina de la Elite Revo V3. O mașină robustă, fiabilă și asemănătoare Shein Sol Nova. Eu sunt Vlad de pe tot.ro și cu mare plăcere ne revedem la următorul video. Pace!